Zeci de modele au defilat cu grație și eleganță în fața băimărenilor în cele trei seri culturale. Designeri tineri din capitală au pregătit colecții hibrid care îmbină piese autentice, vechi de sute de ani, cu materiale și tăieturi moderne. Anfitrionul evenimentului a fost criticul de modă Alin Gălățescu. Sper ca să fie un preambul special, grafic, care dovedește cât de densă este moda în esența ei. Nu înseamnă doar niște pantalonaje, niște rochițe și niște fete vulgare la televizor, ci înseamnă creativitate, densitate, niște surse care dau designerului forță și dumneavoastră degustarea unui act artistic real. Fiecare seară s-a încheiat în rând de poezie, jazz și muzică clasică. Heritage Fashion and Music Festival se înscrie în șirul evenimentelor prin care Baia Mare se anunță o candidată serioasă pentru obținerea mult râvnitului titlu de capitală culturală europeană în 2021.